Ce să zic, reguli dure, dar care trebuie respectate. Disciplina și spiritul organizatoric este un must pentru un om de afaceri. Din acest punct de vedere, următorul participant este favorizat, întrucât acesta de la o vârstă fragedă s-a aventurat în diferite activități. Mai are una tu, arată mereu ca de pe copertele revistelor GQ. Sper să nu ni-l fură nimeni din fane pe durata proiectului. Viorel Barbănouă a arătat că este energic și în căutare de noi provocări încă de la vârsta de 11 ani, atunci când și-a început activitatea de voluntar la organizația neguvernamentală CNG Moldova. Viorel nu a mai fost la vechiul oficiu de 10 ani și i-a luat ceva timp până l-a găsit. Aici a fost primul meu birou, aș spune eu primul birou oficial în care știam ce e calculator, știam ce e masă de birou și tot așa mai departe. Și acum arată cu mult mai diferit decât era până acum. Asta a fost unica fereastră din biroul nostru, care ne ducea lumină și ne ducea și vecini din când în când, fiindcă dacă mai stăteam târziu și lucram și dădeam muzica mai tare, băteau aici ca să ne spună că e timpul de dus acasă și s-a terminat lucrul. Tânărul în vârstă de 26 de ani a absolvit relații internaționale, științe politice și administrative și a ajuns să facă masterat în Olanda. Totodată, el spune că cei 12 ani de experiență în voluntariat l-au ajutat să-și dezvolte abilitățile de organizator. Datorită experienței obținute în timp ce a făcut voluntariat în cadrul mai multor proiecte și ONG-uri, Viorel a ajuns până și la guvern, unde mai bine de un an a fost consultant superior și de coordonare a evenimentelor cu diaspora la Biroul pentru Relații cu Diaspora. Un proiect din cadrul biroului cu care mă mândresc că am făcut parte și am adus aportul este DOR, o tabără pentru copii din diaspora, care a durat 7 zile și a fost foarte minunat. Aici sunt pozele care le făceam și copiii. Domnul Lutenco, domnul Viorel și copiii care erau aici. Ce vreți să vă povestesc despre un băiat frumos și scump ca Viorel Barbănou? Este un tânăr pe care l-am cunoscut odată cu începutul activității la Biroul pentru Relații cu Diaspora. El s-a ocupat de organizare de evenimente. Are o foarte multă capacitate de muncă creativă. Este un tip băiat frumos care știe să comunice cu oamenii, cu diferite tipuri de personalități. Găsește limbaj comun cu toți și știe să depășească situații de stres, ceea ce este foarte important. Nu am lucrat foarte mult cu el, cred că vreo 5 luni. Eu am venit în octombrie anul trecut, el era aici, cam până, nu știu, ianuarie, februarie, ceva de genul ăsta. Noi tot i-am spune, da, vreau fi creativă și lui mereu trebuia cineva cu vărguța alături să stea și ca să-l pun așa, să-l organizeze cumva și poate proiectul în care e s-a implicat, cumva o să-l organizeze și îl va disciplina, poate mai mult. Viorel și-a manifestat abilitățile artistice în mai multe domenii. A frecventat școala de pictură, ore de dans popular și modern, însă prima și marea lui dragoste rămâne chitara, unde mai pui că îi asigură succesul la fete. Nu este să zucălui toți prietenii mei, că e un artist așa cum că... Today was gonna be the day, but I'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Eu le spun că asta prindea la fete. Acum am o persoană dragă, care mi-este foarte apropiat și nu mai am nevoie să încerc să arăt că pot sau să impresionez cumva prin chitară. Plus că cât mai mult crești, cu atât dai seama că sunt și alte atribute și calități care pot să impresioneze o companie. Ați observat probabil că Viorel este mereu în pas cu moda. Tânărul are grijă de aspectul său fizic și îi place să se evidențieze.
Eu am o pasiune pentru costume și pentru detalii mici care țin de gen batiste, ceas. Îmi plac foarte mult ceasurile, îmi plac pantofii, curelele și batistele de buzunar. Și este important chiar și în business, fiindcă atunci când te prezinți într-un fel, în mare parte, prima impresie se creează în primele 15 secunde și vrei, nu vrei, trebuie să faci o impresie pentru ca să poți continua să ai un client sau să ai un partener de afaceri. Spiritul creativ și tendința de a ieși din tipare l-au determinat pe Viorel Barbănouă să lanseze o afacere în organizarea evenimentelor. El a reușit să coordoneze deja 10 proiecte personale, fiind convins că în Moldova există potențial de dezvoltare a acestui business. Event managementul este o nișă care a apărut relativ recent, ultimii 5-10 ani pe piața din Republica Moldova și este în continuă creștere și crește cu pași foarte mari. Nu ați crede câte de fapt evenimente, hai să spunem așa, de sărbătoare corporative se organizează pe an. Ar părea că nu prea avem bugete pentru reparația drumurilor sau alte chestii, dar pentru sărbătoare întotdeauna se găsesc bugete. În rezultatul proiectului, Viorel Barbănouă vrea să-și majoreze profitul de 3-4 ori, adică să ajungă la un rulaj de aproximativ 1200 de euro pe lună. Eroul nostru este decis să-și pună pe picioare business-ul în următoarele 2 luni. Să vedem dacă îi va reuși.